Costel Biju l-a blestemat pe polițistul care l-a amendat pentru că nu purta mască, iar blestemele l-au ajuns pe omul legii. Răsturnare incredibilă de situație în cazul amenzii primite de manelistul Costel Biju în luna iulie, pe motiv că a intrat într-o benzinărie fără mască de protecție. Polițistul care l-a amendat pe manelist a ajuns să fie cercetat și sancționat de superiorii ierarhici, chiar pentru cazul în care Biju îl amenință pe omul legii cu vrăjitoarele. Polițistul cercetat disciplinar pentru că nu a anunțat ultrajul pe agentul șef adjunct Alexandru S. Le l-au ajuns, se pare, blestemele lui Biju. Superiorii lui au considerat că acesta se face vinovat pentru faptul că nu a raportat superiorilor lui un posibil caz de ultraj. Aceștia au aflat, practic, din presă, că subalternul lui a fost amenințat de un manelist și că acesta nu a luat nicio măsură, pe loc. Costel Biju a fost, totuși, amendat cu 1000 de lei pentru nerespectarea legii și cu 800 lei pentru injurii aduse agentului. Cu toate că interpretul s-a ales cu o plângere penală din partea polițistului, șefii IPJ Prahova sunt supărați că acesta nu a sesizat și intern situația și nu a acționat concret, prin solicitarea sprijinului colegilor de serviciu, așa cum se întâmplă atunci când un polițist este ultrajat. Polițistul care l-a amendat pe Costel Biju s-a apărat spunând că a transmis imaginile cu manelistul, după ce și-a terminat tura, pe un grup intern de mesagerie, iar un coleg le-a preluat și le-a postat pe Facebook. Ulterior, acestea au ajuns în presă. Din fericire pentru el, cercetarea disciplinară nu s-a lăsat cu o tăiere din salariu, ci cu o simplă atenționare. Biju către polițist, mama face farmece. În iulie 2020, Costel Biju a fost amendat într-o benzinărie din Prahova, după ce a intrat într-un spațiu închis fără să poarte mască. Dialogul dintre cei doi a fost filmat de polițist.